Oh, ce-mi place cu X5-ul, să mă distrez cu el. Bă, asta mi se pare ciudat, are, nu are cheile Sentry. De ce oare? Ah. Nu vezi, bă? Da, băieții, bine v-am regăsit la un nou car vlog. Avem și soft close, da, bine, am închis eu ușa prea tare. Îmi cer scuze că e murdară mașina, dar n-am avut când să o spăl. Da, miroase a mâncare, am uitat șaorma, am o șaorma de dietă în ea. Haideți să o pornim. Wow. X5. Stimul pentru simțuri. Ia să ridic eu GoPro-ul ceva mai sus. Gata, prieteni, bine v-am regăsit la un nou car vlog, cum s-ar spune. Suntem în bătrânul X5. Bine, nu e X5-ul meu, este X5-ul unui prieten foarte bun al meu, dar pot apela să-l iau la orice ocazie. V-am pupat, salut frate, te-ți dai prioritate de BMW, că așa este. Avem acest X5 pe care cred că-l știți, că am mai făcut noi car vlog din el. Bă, dar îmi place panoramica asta, e senzație, tat. Deci, cum poate să fie? Am luat X5-ul pentru că am avut niște treabă cu el. A8-ul era de, nu era depășit de situație, dar am zis, bă, ia, stai să fac și manevra asta, că până la urmă urmei de asta suntem prieteni, să ne ajutăm între noi. Și am zis să fac și un car vlog pentru că m-ați tot întrebat care e treaba cu noua achiziție, când vine, și am zis să vă și răspund pe această cale, de ce nu, pentru că vă sunt dator cum răspuns. Am vorbit cu cel de la care am cumpărat și trebuie cât de curând să le... Salut, frate! Hai că plec, nu mai stau, lasă-mă! Trebuie să vină cât de curând, adică să vi-l și prezint, pentru că o să dureze ceva. Nu vă spun ce este, pentru că a stricat toată surpriza și nu vreau să... Vreau să mai las puțin de suspans, dar v-am mai pregătit încă o surpriză foarte mare legată de un canal. Încă nu vă spun despre ce este vorba, pentru că sunt niște proiecte, dar vă avertizez, urmează ceva care 100% o să vă placă și o să vă bucurați și o să vă schimbe clar imaginea despre mine, dar în bine, în mai bine, dacă cumva suntem tot de bine. Îmi cer scuze, v-am zis că mașina este murdară, ca un băiat care eram și eu trebuia să o spăl, dar n-am avut timp. Deci gândiți-vă că acum este ceasul 10 dimineața, eu doar ce am plecat de la sală, sunt foarte matinal de ceva vreme. Ia să dau eu ăsta ceva mai în spate. Ok. Să ne asigurăm bine, pentru că nu că nu e mașină, bine că dacă se întâmplă ceva o plătesc sau îi dau 8, nu-i problemă. Bă, sincer m-am tot gândit ieri, bă, să iau eu X5-ul ăsta sau să-mi iau și eu un X5, să dau 8. Bă, e mișto, dar haide să vă spun sincer și nu mă puteți contrazice, nu e calitatea pe care o regăsești în 8. Nu există, nu, uite aici ai plastic și un plastic gol. Uite, asta zic, adică sunt chestii. Ce e mișto la ea, că e înaltă. De fapt, X5-ul e de fapt un seria 5, dar SUV. Astea, de aici vine și X5, pentru cei care nu știau. Într-adevăr, este mult mai mișto decât o seria 5, pentru că e SUV, e înaltă, e tot, dar în primul rând se vede că e mai grea, adică o simt că e greu, deși are nebunii, are cai mulți, mașina, deci gândiți-vă că asta e foarte mult, gen, cred că e mai rapidă decât a 8-ul, are undeva la 300 de cai mașina, dar tot se vede că e grea, adică o simt grea, o simt... Și consumă mult pentru, mi se pare că, gândiți-vă, cât a mers cu ea și a mers ceva exterior, sub 8 nu a scăzut. Deci n-a scăzut sub consum de 8. Uite, i-am dat reset, stai că asta e faza lungă, și uite, 8.2 pe nu știu câți kilometri, dar oricum, bine, îmi țin asta de semne aici, că nu știu de ce pe 8-ul meu nu merge recunoașterea semnelor. Doamne ajută, slavă ție, Doamne, să ne ajut, Doamne. Dar îmi place, bă, că e înalt, e tot. Taicule, ia fiți atent aici. Bă, fuge bine, bă. Fuge bine. Aulu, avem un telefon. Salut, prietenul meu, ce faci? Uai de mine. Gata, băieții, am zis să trec să... Bă, gata, o dăm înapoi, că am alergat-o puțin. Așa, fuge, este sprintenă. Dar, v-am zis, mi se pare că e foarte grea. Bine, are, cred că undeva la 2 tone, 200,
cam pe acolo, cred că aproximez eu. E cu, cam cu 200 de kilograme mai grea decât a 8, o simt. De fugit, nu știu să vă zic dacă fuge mai tare, îmi dă senzația că fuge ceva mai tare pe plecare cât de cât. Deși are tot 8 trepte, cred că pune altfel puterea jos, fiind BMW, predomină spatele, cred că de asta, dar na, nu știu. Cred că dacă mi-aș lua următorul model, ăla îmi place mult, dar și ăsta nu. Deci ăsta, după părerea mea, este cel mai frumos X5 făcut vreodată. Ăsta e. Dar și ăsta, ultimul, le are pe al lui. Uite ăsta, uite, chiar acum trecem pe lângă un X5, care e ultimul model, și da, arată foarte bine mașina. E ce trebuie, dar mi se pare că e mai cu minte decât asta. Asta mi se pare mai masivă. Asta îmi place la ea. Da, și v-am zis. Ideea este că mașina, mie îmi place foarte mult mașina asta, dar deocamdată, sincer, n-aș da 8. Deci mi se pare 8, mi se pare next level. M-am urcat în foarte multe mașini și nu, n-am resimțit ce resimt în 8. Pentru cei care mă înjură că ții dietă și bei cola, beau cola zero. Mi s-a permis să beau cola zero. Nu exagerez. Adică nu vă gândiți că beau litri de cola zero pe zi. Beau o doză la 2 zile, ceva de genul. Nu e grav, adică după părerea mea e omenește, frate. Pentru cei care vă întrebați de dieta mea, beau doar cola zero, eu n-am pus gura. Și m-am învățat, nu mai pun gura pe prostii sau chestii de genul, sunt ok. Și da. Acum o să intrăm pe un drum ceva mai accidentat. Asta e nașpa, bă, la mașinile astea. El e SUV, dar credeți-mă, nu e făcut să fie SUV acest SUV. Adică e mișto, e înalt, dar îți pare rău, frate, să mergi cu el pe drumuri proaste, pe care ea, prin teorie, cam pentru asta a fost făcută, să mergi cu ea pe drum accidentat. Dar îți pare rău, frate, să bagi așa ceva pe un drum accidentat. O să v-am zis. Cred că viitoarea mea mașină de familie, adică nu confundați, nu zic că viitoarea mea mașină, viitoarea mea mașină o să vină pe lângă 8, pentru că 8-ul nu o să plece prea curând, cel puțin până nu-mi face mie vreo manevră de aia mai urâtă, dar eu vă spun sincer, 8-ul nu pleacă, pentru că e o mașină extraordinar de bună. Și hai să o tăiem pe aici, o să vă arăt o scurtătură mișto, ca să ajungi pe cealaltă parte, să eviți niște aglomerație. A 8-ul nu o să plece. Și uitați, aici avem un exemplar de ultimul X6 și, sincer, nu vreau să fiu hater, nu vreau să mă joați, nu-mi place. Adică îmi place ca și design, dar pentru mine, bine, de ce să mănânc căcat? Dacă mi-ar dau cineva, aș lua-o. Mi-ar plăcea, dar dacă îmi dai să aleg între un X5 și un X6, mereu o să aleg X5, nu știu, mi se pare mai mafia car. X6-le parcă e mai de copii așa, nu știu, asta mi se pare mai de oameni serioși, dar lăsând astea la o parte, X5-ul cred că rămâne SUV-ul meu preferat din lume. O mașină absolut senzațională, îmi place foarte mult. Uite, asta zic, adică trebuie să mergi cu el pe drumuri de genul. Bine, nu e atât de rău drumul, nu le simți atât de rău. Mașina, uite, stă bine pe articulație, n-are, nu bate nimic pe ea. Este o mașină și asta, da, cred că valorează undeva la 30.000 prețul ei. Un preț, bine, cred că e mai mult acum pentru că s-au scumpit. Nu știu dacă ați văzut cât au crescut prețurile și eu vă avertizez. Acum așa vă dau în... Stai că o să intre praf. O să crească prețurile la mașini. Așa că dacă aveți în plan să vă cumpărați o mașină, nu mai amânați dacă aveți bani. Cumpărați-vă acum, pentru că o să crească prețurile. O să vine odată cu creșterea asta masivă a carburantului, o să se reflecte în tot. Și credeți-mă, nu o să vă convină. Așa că, băieții, eu v-am zis. Dar cred că am deviat prea mult de la subiect și vă ziceam de noua achiziție, care într-adevăr am vorbit cu cel de la care am cumpărat acea chestie, că nu vă spun ce e. Urmează să vă prezint în cel mai scurt timp posibil. Nu depinde de mine, eu am făcut actele, adică nu mai dăm înapoi, nu există să vă mint. Lucrul o să apară, doar că durează ceva, adică nu e ceva foarte ușor de accesat, să zic așa, adică nu poți, dar este ceva care ne va ajuta și
mai ales pe mine, ca să dau înainte cu canalul și așa mai departe, și pentru liniștea și, să zic așa, plăcerea mea, pentru că îmi doresc de foarte mult timp o chestie de genul. Nu prea am fost fanul, dar este o alternativă care 2-3 ani mă va ajuta foarte mult și... Da, cam asta vă pot spune. Am trecut aici calea ferată. Uitați-vă, drumuri în România. Na, n-ai ce să faci. Hai bă, du-te, că văd că ești grăbit așa. Uite, asta nu înțeleg. Bine, omul își permite, are o mașină. Bă, asta nu înțeleg. Eu și dacă aș merge cu mașina aia, n-aș merge așa. Nu știu, nu pot, frate, să merg. Adică, uite, am deja 20 la oră. Ce să mergi pe praful ăsta, pe drumul ăsta? Uitați-vă și voi. Ce să vezi? Da, mă rog. Sper că v-am lămurit, sper că v-am răspuns la câteva întrebări cât de cât ok. Urmează, deci am zis să vă țin așa în priză, bine să vă țin în priză, nu să vă țin în priză, Doamne ferește, că nu vreau să vă mint sau să încerc să vă agăț, dar pur și simplu vreau să lămuresc cu voi treaba asta, pentru că toată ziua primesc întrebări și oarecum a început oarecum să mă streseze treaba asta, pentru că toată ziua unde ce ți-ai luat, unii zic că mi-am luat Tesla, alții zic că mi-am luat GTR, alții zic că mi-am luat nu știu ce. O să vedeți, o să fie o surpriză, pentru că și pentru mine a fost o surpriză, dar aștept să vină, pentru că durează, nu e ceva ce poți să ai așa cât ai clipi, și cu banii, care am plătit banii jos și nu se poate, dar da. Dar măcar am făcut actele și totul este ok. Așa că băieții, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like. V-am pupat din toată inima mea. Pa, pa!